recapitulăm. De ce muncim? Pentru slava lui Dumnezeu, aleluia. Da? Cum trebuie să muncim? Ca pentru Domnul. Da? Ce se întâmplă dacă muncim din motivații corecte și prin metode corecte? Dumnezeu este slăvit. Da? Și dacă nu muncim din motivații corecte și prin metode corecte, Dumnezeu este dezonorat. Da? Este cât se poate de simplu și ideea este ca aceste principii de bază să fie bine fundamentate în mintea noastră prin cuvântul lui Dumnezeu și elaborate prin învățătura biblică. Astăzi vrem să privim împreună la câteva principii despre felul în care trebuie să administrăm rodul muncii noastre, care în societatea în care noi trăim, o societate cu o economie capitalistă, înseamnă bani. Da? Deci noi nu facem doar trocuri sau... Suntem o societate modernă în care atunci când muncim, suntem remunerați prin bani. Trebuie ca să privim și să răspundem la întrebarea cum trebuie administrați banii, da? Și cine crede că știe răspunsul la această întrebare? Cum trebuie administrați banii? Frate? Cum am și muncit, da? Spre slava lui Dumnezeu. Deja știți răspunsul la orice întrebare, răspunsul corect la orice întrebare, da? Așa este, banii noștri, rodul muncii noastre trebuie administrat spre slava lui Dumnezeu, da? Adică în ascultare de Dumnezeu, în așa fel încât să reflecte caracterul lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu, și Biblia are mult de spus și despre acest subiect. Vreau să începem cu câteva principii de bază, fundamentale, teologice, dacă vrem să le numim așa, care să pună postament sub această afirmație că suntem datori, dacă vrem să vorbim așa, să administrăm banii noștri pentru slava lui Dumnezeu, după care să ne uităm la câteva principii practice din Scriptură. Nu ne vom uita la tot ce are Scriptura de spus pe această temă. Ar fi imposibil. Există realmente mii de texte în Scriptură care vorbesc despre bani, despre finanțe, despre avere. Există de trei ori mai multe texte în Scriptură despre bani decât despre dragoste. Ca să vă dați seama cât de important crede Dumnezeu că este acest subiect. Probabil că suntem așa de păcătoși încât tindem ca să iubim dragostea și să iubim banii și să nu iubim lucrurile care ar trebui să le iubim. Și de aia tot timpul trebuie să ne spună: nu iubiți banii, nu vă lipiți de ei, uite ce trebuie să faceți cu ei și așa mai departe. Și Biblia este plină de învățături care menționează acest subiect. Da? Primul principiu teologic care să pună postament sub această afirmație că banii noștri trebuie folosiți în exclusivitate. Vreau să fiu foarte clar. Nu o porțiune din ei, nu o parte, nu parțial, nu de când în când. Și la fel ca toată viața noastră, în exclusivitate, banii noștri trebuie să slujească, să-L glorifice pe Dumnezeu. Da? Primul principiu care ne va ajuta ca să înțelegem acest lucru este faptul că noi suntem doar administratori la bunurile și la binecuvântările materiale de care Dumnezeu ne face parte. Da? Noi suntem doar administratori, nu suntem proprietari. Da? Psalmul 24:1 spune: al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Da? Important de înțeles lucrul acesta. Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor. Și a contului meu bancar, și a firmei mele, și a binecuvântările care le-a pus pentru un timp în administrarea mea. Eu nu am nimic și dumneavoastră nu aveți nimic ca și proprietari. Pământul cu tot ce este pe el este al Domnului și cei care îl locuiesc. Eu și cu tine suntem al lui Dumnezeu și El dispune să facă cu noi ceea ce vrea El. Nu am înțeles lucrul acesta chiar și noi ca și creștini și de aceea când Dumnezeu decide să facă ceva cu noi, fie bine sau rău, da, între ghilimele rău, mi se pare nouă rău, tot ceea ce Dumnezeu face este bine, noi avem de comentat.
Cum își permite Dumnezeu? Sau cum de Dumnezeu? Pentru că suntem ai Lui, pentru că tot este a Lui și El dispune de acest drept să facă ce vrea El cu ce este a Lui. Nu ți-ar place ca cineva să vină și să-ți dicteze din afară ce să faci tu cu lucrurile care tu le consideri că sunt ale tale? Nu, ți-a mele, fac ce vreau cu ele, da? La fel, tot ceea ce este a lui Dumnezeu, El are drepturi de pline să facă cu ele ceea ce dorește El. Am văzut în lecțiile trecute acest principiu al administrării, se vede încă din Geneza, când Dumnezeu creează pe om și îl pune în grădina Edenului și îl pune acolo nu ca și proprietar al grădinii, da? Îl pune acolo ca și un administrator. În Geneza 2:15 spune în felul următor: Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și ca să o păzească sau să o administreze. Asta era scopul, rolul lui Adam în grădina Edenului și asta este scopul nostru în creația lui Dumnezeu. Noi suntem niște administratori ai proprietății lui Dumnezeu. Nu suntem proprietari, n-am devenit. Dumnezeu n-a abdicat vreodată dreptul de proprietar asupra creației lui. N-a zis, uite, toate lucrurile astea care Mihai le-a racolat cumva, acum sunt ale lui și nu mai sunt ale mele. Eu le-am creat, eu le-am adus în existență, dar pentru că Mihai sau altcineva a reușit ca să le acumuleze, acum gata, sunt ale lui, nu mai sunt ale mele. Dumnezeu n-a zis asta vreodată. Pe titlu de proprietate, da, pe extrasul CF al creației, încă scrie Mare Dumnezeu, fără sarcini, fără nicio datorie. El a creat totul, totul este a Lui. Eu și cu tine nu avem absolut nimic. Și a trăi cu impresia că suntem proprietari la ceva, este a trăi în răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și a îl face pe Dumnezeu mincinos. Eu spun, nu tu, nu-s ale tale, s-ale mele. Dumnezeu spune că toate sunt ale Lui. Tot ceea ce El a creat, cu atât mai mult, are drepturi asupra acelor oameni care i-a răscumpărat și asupra bunurilor materiale acelor oameni căreia El i-a răscumpărat, da? El are drepturi depline peste binecuvântările materiale care le-a dat păgânilor, cu atât mai mult are drepturi depline asupra mea și asupra ceea ce mi-a încredințat mie ca și un copil răscumpărat a lui Dumnezeu, da? Noi suntem a lui Dumnezeu, tot ceea ce ne-a dat în primire. Vorbim în seara aceasta mai ales de binecuvântări materiale, dar principiul se aplică la toate lucrurile. Copiii noștri, aici avem noi părinții, idolii noștri, ăștia mici care se plimbă pe aici, ăștia sunt idolii noștri numărul unu. Ăștia și după aia banii. Singurul lucru care noi iubim mai mult în lumea asta decât banul sunt copiii ăștia, da? Și trebuie să ne pocăim de asta. Trebuie să iubim așa cum trebuie, să iubim pentru slava lui Dumnezeu. Copiii noștri sunt doar în grija noastră, dar sunt al lui Dumnezeu. Ne-a dat pentru o perioadă ca să-i creștem pentru gloria și pentru slava Lui. În momentul în care îi creștem pentru interesele noastre, pentru mândria noastră, pentru orice altceva, suntem în neascultare de Dumnezeu și ne norocim copiii realmente, pentru că nu-i creștem așa cum Dumnezeu a intenționat să fie crescut. Tot ce ne-a dat Dumnezeu în privire, în primire, și mai ales vorbim în această seară de binecuvântări materiale, toate aceste lucruri sunt a lui Dumnezeu, da? Va fi foarte greu, foarte greu ca să asculți de Dumnezeu când vine vorba de bani, dacă tu te gândești totdeauna că e vorba de banii tăi. Foarte greu. Deci, măi, ce vrea omul ăsta cu banii mei? Ce-mi tot spune el despre banii mei? E-s banii mei. Va fi foarte greu ca să iei cuvântul lui Dumnezeu și să execuți ceea ce scrie acolo când tu trăiești cu paradigma aceasta. Banii mei sunt banii mei, frate. Da? Proprietățile mele sunt proprietățile mele. Va fi aproape imposibil. Dar, dacă am o înțelegere corectă a situației, a lucrurilor, dacă paradigma mea se schimbă, dacă înțeleg că sunt un administrator, unul care întreține, unul care pur și simplu este încredințat pentru o perioadă cu anumite binecuvântări care nu sunt ale mele, va deveni mult mai ușor. Principiul acesta de administrare, de îngrijire, îl înțelegem fiecare dintre noi. Când mergem la o bancă, de exemplu, și mergem la ghișeu, scoatem pormoneul, scoatem niște bani și îi depunem. Pur și simplu, mergem și zicem, uite aici, 10 euro și mă duc și îi depun la bancă.
S-a bănci? Dacă mă duc peste 5 zile și zic, îi vreau înapoi, ce aștept să se întâmple? Aștept să-i primesc înapoi. Dacă ar zice femeia de la Tejghea, păi știi, am crezut eu că am și făcut eu ceva, am avut o nevoie și i-am cheltuit. Ai zice, stai un pic, eu nu ți-am dat ție, eu ți-am dat doar să mi-i administrez, să-i ții acolo în cont și când am nevoie de ei să-i dau, să mi-i dai înapoi. Da? Sau dacă vorbim de administrator unei firme, dacă eu îi dau la Breban 10 euro să mi-i administreze, uite așa, îi dau, mi-i administrez, da? ai grijă de ei. Și îi zic, Marius, știi aia 10 euro care ți-am dat în primire? Dă-i te rog la Radu. Nu, dă-i te rog la Radu. Da? Poate el comenta ceva, poate el să spună, păi, dar stai un pic, ce are el cu... Nu, îi dă. De ce? Pentru că-s banii mei, el pur și simplu îi administrează. Dar dacă el crede că-s banii lui și eu îi zic, dă banii la Radu, el zice, măi, ce ai tu cu banii mei? Hei, lasă-mă pace, da? E același lucru cu Dumnezeu. Dacă trăim cu ideea că Dumnezeu ne-a dat în sensul că a abdicat dreptul lui de proprietar, când vine prin cuvântul lui și ne poruncește niște lucruri, noi zicem, hei, Doamne, ce-i cu asta? Lasă-ne în pace, da? Dar dacă ne corectăm paradigma gândirii și realizăm că Dumnezeu ne-a dat doar în administrare, pentru o perioadă, anumite bunuri care să fie folosite pentru proslăvirea Lui, atunci când Dumnezeu spune fa asta, pur și simplu facem ceea ce Dumnezeu ne-a spus, ca și niște buni administratori. Da? Lucrul acesta îl înțelegem în relația noastră cu o bancă, îl înțelegem când administrăm o firmă, înțelegem la servici când șeful ne trimite în delegație să facem ceva pentru firmă. Noi înțelegem că dintr-o dată n-a devenit firma noastră. Înțelegem că pur și simplu administrăm, întreținem. Și este cineva care deține dreptul de proprietate. Da? Al doilea concept este că noi suntem responsabili să folosim, sau mai bine spus, să administrăm acești bani și aceste binecuvântări materiale în scopurile proprietarului. Este un lucru cât se poate de logic și cât se poate de simplu de înțeles. Adică, noi avem o datorie morală să folosim bunurile materiale care Dumnezeu le-a pus în paza noastră, le-a pus sub administrarea noastră, pentru scopurile Lui, pentru gloria Lui, pentru intențiile Lui. De aceea ni le-a pus sub administrare. Dacă luăm bunurile Lui Dumnezeu, care le-a pus sub administrarea noastră și facem cu ele ce vrem noi, asta se numește furt. Este echivalentul cu doamna de la bancă care ție încasarea și o pune în buzunar și merge la shopping. Și când te duci ca să-i ceri socoteală, zice, păi, am făcut ce am vrut cu banii. Că dacă ai venit și mi-ai dat. Păi, da, doamnă, ți-am dat doar pentru o perioadă să mi-i dai înapoi. Sau să investești pentru mine sau ceva de genul, da? Ai zice că este un hoț. Noi când luăm ce Dumnezeu ne-a încredințat, ce este a Lui, da? Și ne-a poruncit ce să facem cu banii Lui și facem altceva cu binecuvântările Lui materiale, noi suntem niște hoți și niște tâlhari. Ca tare, trebuie să înțelegem, ca și administratori a binecuvântărilor materiale care Dumnezeu ne face parte, că suntem datori morali ca să le administrăm pentru scopurile Lui, pentru gloria Lui. Da? Este foarte simplu. Și atunci când Dumnezeu vine și spune, uite, astea sunt pretențiile mele cu proprietatea mea. Ți-am dat cu tare lucru, vreau să iei jumătate să dai la niște sărmani. La fel cum Marius n-a avut ce să comenteze când a trebuit să dea cei 10 euro lui Radu, pentru că nu erau al lui, nici eu n-am ce comenta când Dumnezeu îmi spune ce să fac cu bunurile care sunt al lui și care le-a pus în grija mea pentru o perioadă. Da? Dar pentru că eu mi-am însușit acele bunuri, pentru că eu cred că sunt ale mele și nu al lui Dumnezeu, întotdeauna am ceva de spus la adresa lui Dumnezeu atunci când el are pretenții de la mine. Câteva principii practice, din nou, spicuim, dacă vrem să zicem așa, din Scriptură despre felul în care în mod practic trebuie să ne administrăm banii. Primul principiu care vrem să ne uităm la felul în care trebuie ca să ne administrăm banii care sunt nu ai noștri și sub administrarea noastră, este lucrul acesta. Datoria este un lucru rău. Da? Asta e principiul biblic. Adică, dacă ne uităm în Scriptură, în Roman 13, Apostolul Pavel spune să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții.
Și știu că nu este o interzicere neapărat, sunt mulți mari teologi care ar vine acum și ar zice, frate, de acolo nu e neapărat o interdicție la a lua bani împrumut. Da, sunt de acord. Doar că peste tot în Scriptură, unde se vorbește despre datorii, se vorbește într-un fel negativ. Ca tare nu e nicio dezlegare să se spună că ar fi un lucru înțelept. Peste tot în Scriptură, unde se vorbește despre datorii, se vorbește la negativ. Da? Peste tot se vorbește la negativ. De exemplu, în Proverbe 22:7 spune în felul următor, bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce i-a dat cu împrumut. Datoria, în categoriile biblice de a gândi, este robie. Da? Este robie. Și de aceea, Apostolul Pavel în Roman, de exemplu, spune să nu datorăm nimănui nimic, pentru că se alterează total relația, de exemplu, între doi frați, când unul devine rob la altul. Pentru că suntem liberi în Hristos. Da? Și dacă tu ești dator mie, ești înrobit mie, tu nu trebuie să fii robul meu, tu trebuie să fii robul lui Hristos. Da? Și Pavel zice, nu faceți din astea. Alterați relațiile total. Deci, datoria în categoriile biblice de gândire este rea, nu este recomandată, dimpotrivă, este ceva de evitat. Este ceva de evitat. Și dacă datoria este robie, atunci putem interpreta foarte simplu textul din Matei 6:24, unde ni se spune că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Păi, câți stăpâni avem? Dacă suntem datori. Păi câți oameni la care datorăm? Ăla mi-e stăpân și ăla mi-e stăpân și ăla mi-e stăpân și ăla mi-e stăpân. Da? Avem o problemă. Dacă suntem înrobiți la altceva decât la Hristos. Evitați pe cât posibil datoria. Este sfatul Scripturii. Există sute sau cum ziceam chiar mii de versete în Biblie care vorbesc despre bani și despre finanțe și nicăieri nu se recomandă datoria. Nicăieri. Trebuie să ne dea de gândit. Da? Păi da, frate, dar în ziua de astăzi nu se poate fără, dar frate, nu știu cum. Nicăieri Dumnezeu nu vorbește de bine această practică, da? Datoria nu este altceva decât o nemulțumire față de binecuvântarea care Dumnezeu ți-a încredințat. Și încerci ca să mai faci rost de lucruri care Dumnezeu nu ți le-a încredințat. Dumnezeu a zis, ăstea sale tale să le administrezi și tu zici, nu ajung. Eu mai vreau, da? Eu mai vreau mai mult. Este o nemulțumire față de ceea ce stăpânul ți-a încredințat. Și dacă stăpânul care ne încredințează lucrurile acestea este Dumnezeu și dacă El nu ni le-a dat și noi mergem și le luăm din altă parte, întrebarea e de la cine te împrumuți? Nu de la Dumnezeu. Că El ce ți-a dat, ți-a dat să administrezi, da? Nu cu dobândă. De la Satana, să fie foarte clar. Ce nu ai de la Dumnezeu, te-ai împrumutat de la Satana. Este cât se poate de simplu. Cunosc toate obiecțiile. Frate, dar așa nu s-ar putea. Frate, dar muream de foame dacă nu ne împrumutam. Frate, dar lumea asta cum ar fi fără datorii și fără bănci? Fantastic ar fi, minunat, ca în grădina Edenului. Da? Sistemul financiar care există astăzi nu e o invenție a lui Dumnezeu. Nu-l mai tratați ca și un har de sus. Sistemul financiar există să înrobească pe cei care trăiesc în el. Asta e tot scopul. Oameni mai inteligenți ca noi stau în săl de conferință de sticlă și să gândesc cum putem să facem sclavi financiar din oamenii acestea. Ok, îi atragem cu niște dobânzi foarte atractive. 7,99% ca să-ți iei bani pentru orice vrei, nevoi personale. Și după aia le facem un contract de 30 de pagini unde scrie că de fapt daie, da, dobânda anuală efectivă sau cum se zice, e de fapt de 19,99. Și după aia mai sunt niște clauze care spun că dacă roborul se modifică și noi știm că se va modifica pentru că vine criza economică, va crește la 30%. Dar noi oricum am luat banii împrumut de la Banca Națională sau de unde am luat, de la UE, cu 2%. Și oameni foarte, foarte inteligenți să gândesc cum să ne înrobească. Și după aia fac marketing și consumă bani și ei n-au nicio treabă cu Dumnezeu și ei n-au nicio treabă cu gloria lui Dumnezeu și ei n-au nicio treabă cu binele meu și cu binele dumneavoastră. Da? Ei vor un singur lucru. Să câștige de pe spatele nostru. Atât. Ceea ce vrea un stăpân cu sclavul lui. De aceea îl cumpără. Ca să îl folosească înspre
profit. Trebuie să ne gândim la lucrurile acestea. Obiecții ar fi, dar ele nu sunt obiecții biblice. Înțeleg toate obiecțiile, înțeleg tot ceea ce vrea să spui, înțeleg inclusiv acele situații extrem de dificile care ai putea ca să mi le descrii, dar Biblia are pentru acele situații alte soluții. Ajungi la un impas total, la un faliment total. Se întâmplă, da? Se poate întâmpla într-o clipită. Într-o clipită se poate întâmpla să pierzi tot ceea ce ai. Există alte soluții. Nu soluțiile lumii, soluțiile lui Dumnezeu, da? Există ajutorare, există tot felul de lucruri care trebuie pus în practică. Dar frate, dar eu nu am putut să fac lucrurile astea. Ai încercat? Cei mai mulți nici n-au încercat. De exemplu, Biblia ne spune că noi între noi suntem responsabili ca și frați unii față de alții. Ne spune că văduvele sunt responsabilitatea noastră, sărmanii sunt responsabilitatea noastră. Și foarte mulți oameni, când ajung creștini fiind, într-o incapacitate financiară totală, primul lucru care îl fac nu se duc la biserică și zică: fraților, uite ce mi s-a întâmplat. Asta mi s-a întâmplat. Nu mai am bani să cumpăr pâine pentru copii. Știi ce fac? Să împrumută. Da? Să împrumută. Și iar ajung în capacitate de plată și din nou nu vin să zică: fraților, nu mai am, uite, nu am. Biblia spune că ar trebui să vin să vă spun vouă. Ce fac? Să împrumută din nou. Și la final de ciclul ăsta vicios vin și spun: Dumnezeu nu mi-a purtat de grijă. Ai apelat la metodele lumii și vrei rezultate de la Dumnezeu. Toate clauzele acelea, toate cauzele alea speciale la care vă gândiți, Dumnezeu le-a prevăzut în Scriptură. Da? Problema e că de cele mai multe ori, când apelăm la datorie, nu este din cauza aceea sau din asemenea cauze. Este din dorințele noastre, sunt din poftele noastre și așa mai departe și noi le justificăm. Noi le justificăm. Biblia vorbește rău despre datorie și ne spune că este rău să ne îndatorăm. Biblia ne spune că este rău să girăm pentru datoriile altora. Și dacă am făcut lucrul acesta, să alergăm cât de repede și să scăpăm de sub asemenea îndatorări. Biblia ne spune că dacă ne aflăm sub vreo asemenea robie, nu trebuie să ne culcăm până când nu rezolvăm problema. Da? Înțeleg că suntem îndoctrinați de cultura noastră, de societatea noastră din care facem parte, încât nici nu putem concepe a trăi fără datorii. Da? Nici nu putem concepe lucrul acesta. Problema este că Dumnezeu spune altfel și îți promit în lumina cuvântului că Dumnezeu știe mai mult decât știi tu, decât știu eu și decât știu savanții de la BRD și BCR și Raiffeisen și ING și toți ceilalți. Da? Ca tare, nu trebuie să avem datorii. Da? Pe cât posibil și cât mai repede vrem să fim fără datorii. Cum scăpăm de ele, da? Câteva sfaturi practice pentru a scăpa de ele. 1. Schimbă-ți paradigma gândirii, da? Gândește altfel despre aceste lucruri. Nu ai cum să scapi de datorii sau de orice altă problemă din viața ta cât timp nu o vezi ca și o problemă. Cât timp tu ești convins că e un lucru bun sau că în felul ăsta se fac lucrurile, tu n-ai cum să te lecuiești de lucrul ăsta, da? N-ai cum să scapi, de exemplu, de problema evaziunii fiscale cât timp tu te tot convingi că nu e chiar așa de rău. Sau că în România numai așa se poate. În momentul în care schimbi gândirea ta și zici: dacă Dumnezeu a poruncit un lucru, dacă Dumnezeu zice negru la un lucru și alb la altul, bine la unul și rău la altul, da? Pentru mine, astea sunt categoriile în care voi gândi. Dacă Dumnezeu spune că datoria este rea și de nedorit și de evitat și de scăpat de ea, eu mă voi preocupa ca să scap de ea. Chiar dacă eu am alte idei, chiar dacă colegii mei au alte idei, chiar dacă cei din jurul meu vor spune că sunt un ciudat, că în 2017 nu se poate altfel, da? Dacă Dumnezeu spune un lucru, pentru mine lucrul acela este da și amin. Gândește în termeni biblici și anume realizează că Dumnezeu îți spune că este un mare pericol, că datoria este ca un stăpân rău și că trebuie scăpat de ea rapid și cu maximă intensitate lucrat să fie eliminată. Da? 2. După ce ți-ai schimbat gândirea și dacă vrei ca să schimbi gândirea rapid pe acest subiect, ia o concordanță biblică și uită-te la ceea ce Biblia spune despre datorii. Și te vei îngrozi. Te vei îngrozi, da? 2. Fă ceva.
schimbă-ți faptele. Ia informațiile noi și începe și ia alte acțiuni. Prima ar fi nu te mai împrumuta. Pentru nimic în lume. Dacă ai înțeles din partea lui Dumnezeu că așa ceva este deosebit de rău și de păgubos și e ca și cum ai avea un stăpân rău, nu o mai face, pur și simplu, da? Nu o mai faci. Păi da, frate, dacă nu mai fac primul pas, schimbă gândirea, gândește biblic, nu veni cu toate scuzele tale, da? Dumnezeu spune, nu mai fă lucrul ăsta, nu-l mai faci. Schimb gândirea, schimb acțiunile tale. Pur și simplu, te oprești. Cineva zicea la un moment dat că nu poți depăși prostia prin hărnicie, da? Nu poți scăpa de păcatul îndatorării prin îndatorare. Un fel de caritas al datoriilor. Cam așa facem noi. Măi, am atâtea datorii, dar dacă mai mă îndatorez un pic, cu siguranță scap de toate datoriile. Nu știu ce matematică e asta, dar e imposibilă. Matematica harului funcționează așa, da? Matematica finanțelor nu funcționează așa. Pur și simplu, oprește-te din a te mai împrumuta pentru orice motiv. Pentru că împrumutarea, pur și simplu, nu este o binecuvântare. Da? Nu este o binecuvântare. 3. Cheltuie mai puțin. Cât se poate de simplu. Frate, eu deja cheltui foarte puțin. Nu, pentru că dacă cheltuiai foarte puțin, n-aveai nevoie ca să te împrumuți, ca să susții cheltuielile. Da? Pentru că ai cheltuit prea mult, ce înseamnă prea mult? Mai mult decât ai avut. E simplu. Dar frate, am avut foarte puțin și mi-am dorit mai mult. Exact, asta e problema. Da? Schimbă-ți gândirea, gândește biblic. Trebuia ca să administrezi ceea ce ai primit, nu ceea ce ai fi dorit tu să fii primit. Da? Trebuia ca să te învârți în parametrii care ți-a dat Dumnezeu și să nu-i depășești. N-ai ascultat de Dumnezeu și acum ai tot felul de cheltuieli, inclusiv cheltuieli cu datoriile care nu le poți administra. Uită-te la tot ceea ce ai în viața ta și vezi de ce ai ajuns dator și pur și simplu cheltuie mai puțin. Nu cheltui bani care nu-i ai. Nu cheltui bani pentru lucruri care nu ai nevoie de ele. Pur și simplu elimină acele lucruri care nu sunt necesare în scopul de a scăpa de datorii. Da? Unde suntem? 3, 4, da? Vinde ce nu este absolut necesar și plătește datoriile. Hai să o luăm așa. Dacă l-ai crede pe Dumnezeu pe cuvânt, realmente l-ai crede, și când El zice că dacă ești dator, ești rob celui care ți-a dat bani împrumut, dacă te-ai trezit mâine și cineva ți-ar spune, hei, de astăzi încolo ești sclav, nu e așa că ai face tot posibilul ca să nu mai fii sclav? Să-ți ai din nou libertatea? Dacă cineva te-ar lua și te-ar pune într-o cușcă și ar spune, hai să luăm altfel, tu, soțul, ar veni acasă BRD-ul și ar lua soția, sau nu soția, că pe ea îi lăsau poate la... Ar lua copiii și ar pune într-o cușcă, da? I-ar închide undeva. Și ar zice, până când nu plătești, ăștia sclavii mei. Ce ai vinde ca să-i scoți de acolo? Tot, nu? N-ar fi nimic care zice, măi, mașina, soția, da? Mașina, tocmai mașina, casa, mobila, da? Dar pentru că tu nu crezi când Dumnezeu spune că dacă ești în datorii, ești rob, ești sclav, zici, măi, aș face niște sacrificii ca să am libertate. Dar nu chiar orice și nu chiar așa de radical, frate, da? Dacă ai fi realmente la pușcărie sau dacă copiii tăi ar fi legați pentru asta, totul ar fi gata de vândut, da? Deci, vinde și nu te duci la mall cu banii care i-ai obținut. Plătești datoriile, da? Simplu, plătești datoriile. 5. Lucrează mai mult. Foarte mulți oameni ajung în datorii pentru că n-au lucrat suficient. Pur și simplu. Știu că sună urât să spui. Mulți oameni care și-au dorit mult, dar au lucrat puțin, au ajuns în datorii. Deci cheltuie mai puțin și lucrează mai mult. Dacă lucrezi 8 ore astăzi, poate ar fi bine până când faci niște progrese ca să-ți primești iară libertatea, pentru o perioadă, nu non-stop, să lucri 12 ore. Nu te culci, cum zice Scriptura, până când n-ai rezolvat problema asta. Da? Și după aia, you know, îți poți reprioritiza lucrurile. 6. Economisește ceva bani urgent.
da? Referitor la întrebarea fratelui. Pune niște bani deoparte urgent. Da? Vinde ceea ce poți, elimină ce n-ai nevoie și pune-ți niște bani deoparte urgent. Cât poți, eu aș recomanda din experiența, asta nu-i de la Duhul Domnului, asta așa din experiența mea profesională, ar fi foarte bine ca fiecare familie să aibă minim de urgență nevoile lor pentru o lună de zile. Da? Economiștii zic că o familie care este sănătoasă financiar are între 3 și 6 luni de o zile puși deoparte într-un cont undeva, da? Bani lichizi. Frate, dar e imposibil, eu nu ajungeam vreodată la banii ăștia. Dacă nu cheltuiai pe ce n-aveai nevoie, dacă nu luai împrumuturi de care n-aveai nevoie și puneai bani deoparte, îi aveai. Dar atunci nu aveam alea, da? Dar aveai libertate și aveai liniște, da? Și aveai ceea ce Dumnezeu vrea pentru tine, dar tu nu l-ai ascultat, tu ai mers la mol. Bun. Lucrează mai mult, economisește ceva bani urgent. De ce? Păi vă explic de ce, e foarte simplu. Hai facem un exercițiu mental să înțelegem. Mâine, cu contul pe zero, vi se strică mașina. Cu tragedie. Nu poți merge la lucru, n-ai bani ca să o repari pentru că ești cu contul pe zero. Ce faci? Te duci și te împrumuți. Da? Bun. Acum ați ascultat de fratele păstor și ați făcut ceea ce spune Scriptura și v-ați eliberat de datorii și aveți 2000 de lei. Să zic că asta reprezintă o lună de zile de veniturile noastre. Și vi se strică mașina și costă 500 de lei ca să o reparați sau 1000 de lei ca să o reparați. Ce se întâmplă? Reparați mașina, atât. Te trezești dimineață, constați că se strică, te duci la mecanic, o repari, ai banii ca să o repari și după aia ce faci? Începi iară și pui banii deoparte ca să ai din nou acel fond pentru o urgență și pentru acele lucruri imprevizibile. Da? Imprevizibilul nu există. Toate sunt imprevizibile, ar trebui ca să previzezi că lucruri imprevizibile se vor întâmpla. Planificarea nu este un lucru rău. Aseară cu surorile ne uitam la Proverbe 31, unde se vorbește despre femeia cinstită, femeia duhovnicească, și ea spune, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că ea râde de ziua de mâine. Și pe de o parte este așa, râde de ziua de mâine și de grijile zilei de mâine, pentru că e o femeie credincioasă. Dar imediat în versetele anterioare ne arată și de ce mai râde ea de ziua de mâine, pentru că ea s-a pregătit pentru nevoile zilei de mâine. Da? Ea și-a planificat, și-a pus deoparte, și-a pregătit îmbrăcăminte pentru zilele reci, ca atare, ea râde despre nevoile care vin mâine, că e pregătită pentru ele. Și peste tot în Biblie, a fi pregătiți este un lucru bun. A ne îngrijora inutil pentru ziua de mâine, a crede că putem schimba noi ceva, a crede că stăm puterea noastră, este condamnat în Scriptură, da? Dar să nu facem confuzie între a planifica și a fi îngrijorat sau a crede că noi cumva deținem un control asupra lor, da? 6 sau 7, nici nu știu câte am. Roagă-te, da? Rugăciunea are putere, chiar pentru noi calviniști. Păi, frate, dar ce poate schimba dacă totul e predestinat? Păi, în primul rând, roagă-te să te ierte Dumnezeu pentru lipsa ta de disciplină, să te ierte pentru lipsa ta de credincioșie în administrarea bunurilor care ți le-a dat, să te ierte pentru încălcarea cuvântului, pentru prioritățile tale greșite, pentru dorințele tale păcătoase care te-au adus în starea asta. Roagă-te și, în primul rând, rugăciunea te va schimba pe tine. Vei realiza că dacă ai fi ascultat de cuvântul de Dumnezeu de la început, nu ai fi în situația asta. Și dacă vei asculta de acum înainte, cu siguranță situația ta se va îmbunătăți. Cel puțin se va îmbunătăți pentru că vei avea pace și liniște că ești în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și orice s-ar întâmpla, tu te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu. Asta va transforma radical starea ta, chiar dacă rămâi sărac financiar. Da? Dar roagă-te și să-ți dea izbândă din situația în care te afli. Nu-i nimic greșit ca să strigi către Dumnezeu din groapa în care te afli, chiar dacă ți-ai săpat totul. Strigă către Dumnezeu și recunoaște starea în care te afli și cere ajutorul lui Dumnezeu. Dar dacă cere ajutorul lui Dumnezeu, funcționează după principiile lui Dumnezeu, acționează după principiile lui Dumnezeu. Da? Nu te ruga lui Dumnezeu ca El să te scape din groapa financiară și după aia te duci și acționezi după principiile lumii. Este total inconsecvent. Roagă-te să-ți dea putere ca să muncești, să-ți câștigi pâinea cea de toate zilele. Și așa mai departe. Rugăciunea are mare putere.
Al doilea principiu practic, major, este să fii mulțumit cu ceea ce ai și să trăiești în cumpătare. Dacă Dumnezeu vroia ca tu să ai lux, caviar și șampanie, îți dădea lux, caviar și șampanie. Da? Trebuie să fii mulțumit cu nivelul de trai care Dumnezeu ți l-a dat. Pur și simplu. Ai, frate, e ușor ca să zici tu că acum ai un nivel de trai mai mare. Da, așa este. E poate mai ușor. Dar și eu eram dator să fiu mulțumit când am avut nivelul de trai mai mic. E simplu. Și eu trebuie ca să mă uit la cei din jurul meu și să văd cei care sunt în situații dificile și să zic, Dumnezeu mi-a dat un nivel de trai mai mare, nu ca eu să trăiesc doar mai bine, ci eu să pot ajuta pe cei care au mai puțin și eu să pot ca să ajut pe sărmani și așa mai departe și fiecare dintre voi la fel. Dacă nu ți le-a dat, dacă Dumnezeu nu ți-a dat un nivel de trai ridicat, dacă nu ți-a dat un salar foarte mare, dacă nu ți-a dat anumite bunuri materiale, nu face orice și nu plăti orice preț ca să le obții. Dacă Dumnezeu ar vrea să le ai, ți le-ar da. Că tot pământul e a Lui. Și nu-L costă nimic. Și ți le dă. Apostolul Pavel zice că și el s-a deprins să fie mulțumit în toate circumstanțele. Și știe să trăiască în belșug și știe să trăiască în sărăcie. În Proverbe 13:7 spune, unul face pe bogatul și n-are nimic, altul face pe săracul și are totuși mari avuții, da? Unii cred că sunt bogați. Unii cred că au mult când de fapt au puțin și iau decizii precum ar avea mult. Ei zic, își calculează bugetul și zic, ok, câți bani am eu? 1000 de lei. Și atunci, de ce iei decizii de parcă avea 3000 de lei pe lună, da? Nu face sens. Trebuie ca să trăim în criteriile care Dumnezeu le-a lăsat pentru viața noastră. Cele mai multe decizii proaste, financiare vorbind, vin din faptul că oamenii nu sunt mulțumiți cu ceea ce au. Asta nu înseamnă doar că își doresc mai mult. Poți să-ți dorești mai mult și să fii mulțumit cu ceea ce ai. Ăsta e paradoxul. Poți ca să lucrezi, ca să ai o stare mai bună, da? Și totuși să fii mulțumit cu ceea ce ai. Atunci când nu ești mulțumit cu ceea ce ai și nu ești mulțumitor față de Dumnezeu, începi și iei decizii care sunt greșite. Și se vede nemulțumirea ta. Deci, măi, cu orice preț eu trebuie să ajung să obțin lucrurile respective, da? Sau să obțin banii respectivi. Nu poți lua decizii ca unul care câștigă 3000 de lei pe lună dacă tu câștigi doar 1000 de lei pe lună. Oricâtă gândire pozitivă nu va rezolva matematica asta. Tu ești tot în deficit de 2000 de lei pe lună. Poți să stai acolo să tot proclami non-stop. Nu se schimbă nimic. Tu ești în minus cu 2000 de lei pe lună. Matematic vorbind, vei da faliment. Și nu este un act de credință să iei decizii proaste împotriva cuvântului lui Dumnezeu și după aia să te plângi lui Dumnezeu că El nu te scapă de acolo. Este aberant. Îl ispitești pe Dumnezeu. Să zici, Doamne, dar eu prin credință am încălcat cuvântul Tău. Eu prin credință m-am îndatorat. Eu prin credință am furat. Eu prin credință am făcut toate lucrurile astea. Acum scapă-mă, că uite câtă credință am avut când am făcut toate lucrurile astea, da? Aberant. E blasfemie la adresa lui Dumnezeu ca să zici că încălcarea cuvântului Lui sunt acte de credință. Da? S-ar putea ca Dumnezeu să te scape, dar definitiv. Pentru că îl întristezi prea mult și îl faci de rușine pe această planetă. Ascultă de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Asta înseamnă a trăi prin credință. Când El spune fă aia, o faci. Când El spune nu faci aia, nu o faci. Și în domeniul financiar. Testul ar fi felul următor. Dacă ai citit în Scriptură ceea ce Biblia spune despre bani și dacă ai stat de vorbă cu un economist și economistul ți-ar spune, măi, dacă faci asta, vei pierde bani. Ai face-o? Ăsta e testul credinței. Deci dacă la sfârșitul lecției de astăzi și la cele trei lecții până acum, concluzia economică îi, dacă respect principiile astea, voi fi mai sărac. Credincioșia față de cuvântul lui Dumnezeu înseamnă să fii mai sărac. Asta înseamnă. Scopul a învăța despre bani din Scriptură nu e să devii bogat, e să devii un om după placul lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu ai crezut că după 4 lecții despre bani din Scriptură o să devii mai bogat neapărat, n-ai înțeles exercițiu. E posibil ca să trăiești mai prost, dar să trăiești în ascultare de Dumnezeu. Da? Foarte important de înțeles lucrul acesta. Trebuie pur și simplu să fii mulțumit cu ceea ce ai.
Să trăiești în cumpătare. Da? Să trăiești în cumpătare. 3. Trebuie ca să fii un om care planifică, care are un plan pentru a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu și detaliat. Cum vei face lucrul acesta? În primul rând trebuie ca să știi ce spune Dumnezeu despre cum ar trebui să administrezi banii și după aia să pui pe hârtie exact cum vei administra, după principiile acelea. Dacă tu mergi așa numai live, cum predică cei mai mulți predicatori, deseori suntem criticați, eu cu fratele Andrei, că tot timpul citim, da? Citim că încercăm să nu greșim. Citim pentru că ne este frică să vă spunem lucruri care nu sunt din Cuvântul lui Dumnezeu. Și când improvizăm, s-ar putea ca să ne iasă ceva pe gură care nu-i chiar 100% și să tot trebuia să zici mai taie din casetă, da? Când tu improvizezi în viața ta de zi cu zi, în viața financiară, în viața de familie, adică nu ai stat să consideri ceea ce îți cere Cuvântul lui Dumnezeu și să ai un plan de acțiune, garantez că vei falimenta. În sensul că vei încălca acele principii care nu le cunoști. Pentru că nu le cunoști în primul rând și n-ai planificat din start ca să trăiești după ele. Trebuie să ai un plan pentru finanțele tale. Asta înseamnă să știi ce pretinde cel care ți le-a dat și să-ți pui pe hârtie cum vei împlini acele porunci. Da? Ce vei cheltui? Unde vei cheltui? Și așa mai departe. Altfel spus, un buget al familiei. Cel mai sigur fel de a lua decizii proaste este să nu ai un plan. Să nu planifici ceea ce urmează să faci. În Luca 14, 28 am și citat deja acest verset, căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor. Să vadă că are destui bani. Păi, cam toți nu-și mai fac socoteala cheltuielilor. Nu numai pentru un turn, pentru orice. Să vadă dacă își permit un lucru, da? Totul e numai corazon. Totul e numai ce simt. Da? Dar nu merge așa. De la cele mai mici la cele mai mari lucruri. Te duci la mall cu soția. Și îți vine ție atunci pe moment ca să-i arăți cât de mult o iubești. Și mai nou și în România ai drăcușoarele astea, carduri de credit. Da? Adică ăstea te lasă ca să te înrobești. Instant. Instant. Și duci la mol și zici, măi, acum arăt eu la nevastă cât de mult o iubești. Și arăți într-un fel că știi ce faci când faci așa? Te-ai făcut sclav. Te-ai făcut sclav. Adică i-ai zis la nevastă, nevastă, eu așa de mult te iubesc pe tine, încât îți dispus să devin rob ca să-ți cumpăr rochea aia. Așa de mult te iubesc pe tine, încât îți dispus să cheltui bani care nu i-am și să încalc cuvântul lui Dumnezeu ca să te fac pe tine fericită. Când o verbalizez, sună o tâmpenie, da? Și totuși, în fiecare zi, fie prin carduri de credit, fie prin... Marius... Trebuie să mă duc la mall cu soția și nu mi-a intrat salarul. Nu mă poți rezolva cu 800 de lei. Știi că vreau să-i fac un cadou. De fapt, uite cum, știi ce vreau să fac, Marius? Vreau să cheltui niște bani care nu i-am, deși știu că Biblia spune că ăsta e un lucru rău, dar nu mă interesează ce zice Dumnezeu, că la nevastă mai trebuie niște pantofi. Nu sună tâmpit. Și totuși, fiecare dintre voi ați făcut chestii de genul. Și am făcut chestii de genul, da? Ne-am împrumutat ca să facem un moft, ca să facem o achiziție care nu ne-a trebuit și până la urmă nu trebuia să ne împrumutăm, punct. Punct. Pentru că este împotriva ceea ce Dumnezeu spune că este bine. Fă-ți un plan, fă-ți un buget și bugetul acela trebuie să reflecte ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune că este voia lui Dumnezeu pentru banii noștri. Și acolo intră, sunt categorii pentru toate lucrurile. Pentru întreținerea familiei, pentru hrană pentru ei, pentru nevoile, pentru lucrare, pentru ajutorare, pentru tot felul de lucruri. Da? Fă-ți un buget, fă-ți un plan și bugetul acela, dacă va reflecta voia lui Dumnezeu, va fi binecuvântat de Dumnezeu. Și vei trăi o viață pașnică și liniștită și vei trăi o viață după cuvântul lui Dumnezeu. Nu te vei teme de ziua de mâine, pentru că tu ai planificat pentru ziua de mâine și te-ai încrezut în Dumnezeu care îți poartă de grijă. Principiul biblic este acesta. Dacă ești credincios în puțin, vei fi pus să fii credincios în mai mult. Ăsta e principiul, nu e o garanție, da? Problema e, de ce vrei să ai mai mult? Să fii necredincios în mai mult. Deci tu n-ai un plan, tu nu trăiești după cuvântul lui Dumnezeu, tu nu-ți administrezi banii după cuvântul lui Dumnezeu, tu nu-ți administrezi binecuvântările materiale după cuvântul lui Dumnezeu, dar tot timpul îi ceri la Dumnezeu mai mult. Ce să faci cu mai multul acela? Să-l dezonorezi mai mult în neascultare. E ilogic. Trebuie să schimbăm felul nostru de a gândi
despre banii noștri, despre averile noastre și să fim credincioși în oricât de puțin sau oricât de mult Dumnezeu ne-a dat. Dacă nu ai un plan, dacă nu ai un buget care reflectă principiile biblice, vei falimenta. Vei falimenta absolut garantat, pentru că până la urmă, matematic vorbind, lucrurile nu vor face sens. 4. Fă economii și investește cu cap, da? Fă economii și investește cu cap. Proverbe 21:20 spune: comori de preț și un de lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Adică omul înțelept nu cheltuie tot ce are. Duci la el în casă și el are pus deoparte ceva, da? În schimb, omul nebun cheltuie tot. Proverbe 13:22 spune în felul următor: omul bun lasă o moștenire pentru copiii copiilor săi. Nu îl îngroapă cu buzunarele goale și cu datorii. Păi de unde a avut omul ăsta bun o moștenire pentru copiii copiilor săi? Pentru că nu a cheltuit tot ceea ce a câștigat, da? A pus banii deoparte. Cu surorile ne-am uitat aseară la Proverbe 31, unde ne arată femeia înțeleaptă care se gândește la un teren, merge și îl cumpără, îl vinde, face un profit și după aia reinvestește într-o vie. Nicăieri, le-am zis la sora asta, nicăieri nu era și după aia cu banii de pe vie merge la mall. Nu. Scopul final era ca familia și starea familiei să fie îmbunătățită și pentru femeia aceasta credincioasă și pentru bărbatul credincios, faptul că el a beneficiat familia este suficient. Și când vine oportunitatea de a fi darnic, și când vine oportunitatea de a susține lucrarea, și când vine oportunitatea de a dărui mult din ce ți s-a dat, ai de unde, da? Cei mai mulți nu putem dărui pentru că nu avem de unde dărui. Pentru că ne-am cheltuit toți banii pe prostii. Cei mai mulți nu putem ajuta lucrarea pentru că nu avem de unde. Pentru că ne cheltuim banii pe prostii. Știu, o să ziceți, frate, tu nu înțelegi situația din România. Sunt aici de ani de zile și o înțeleg foarte bine. O înțeleg foarte bine. Și sunt oameni care trăiesc în contexte mult mai dificile decât în România și totuși aplică cuvântul lui Dumnezeu în viața lor financiară. N-avem nicio scuză. N-avem nicio scuză, da? Tot ceea ce s-a întâmplat când am intrat în Europa, e că am intrat în jocul lor și suntem sclavii lor. Dacă vrem ca să trăim liberi, trăim după cuvântul lui Dumnezeu, nu după normele europene, da? Simplu. Americanii, de exemplu, sunt cei mai îndatorați oameni de pe fața pământului. Îți vânduți Chinei. Realmente, China, dacă astăzi ar cere toată datoria Americii față de ei să fie restituită, America ar da faliment. Dacă vă uitați la știri în America, ei tot timpul trebuie ca să țină ședințe în Congres ca să crească the debt ceiling, adică cât au voie să împrumute. Că n-au destui bani în buget ca să plătească datoriile care le au față de țări străine. Sclavi, la un moment dat se va încheia cercul ăsta vicios, da? Și în America sunt oameni care sunt ciudați pentru cultura lor și trăiesc după principiile biblice. Și în Africa, și în America de Sud, și în Europa, și în România se numesc creștini. Pe creștini nu-i interesează sistemul politic, nu-i interesează ce spune televizorul, nu-i interesează ce spune profesorul de economie, pe ei interesează ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Da? Important, faci economii și investești cu cap. În mentalitatea creștină au rămas, din păcate, doar trei categorii pentru ce poți face cu banii. Poți să-i câștigi, poți să-i cheltui și poți ca să-i dăruiești, dar îi dăruim mai rar. Și de obicei îi cheltuim înainte să-i câștigăm. Dar Biblia mai are o categorie și anume putem să-i economisim. Pentru ce? Îi economisim ca să putem ca să-i folosim să facem mai mult bine. Da? Să ajutăm mai mult, să dăruim mai mult. În fapte, de exemplu, v-ați pus întrebarea de unde oamenii aceia aveau moșii de vândut? Uitați-vă, măi, dacă noi am fi ca cei din fapte și am vinde moșiile noastre, dar ei aveau moșii, oameni buni. Ei aveau ce vinde. Asta este un lucru esențial care noi nu înțelegem. Evreii au o cultură a banilor foarte bună și oriunde evreii s-au stabilit le-a mers bine. De ce? Pentru că au aplicat principii biblice despre felul în care se administreze banii. Ei de mici sunt învățați ce trebuie făcut cu banul. Da? Și banul trebuie dat împrumut, nu luat împrumut. Și banul trebuie economisit, nu risipit. Și copilul evreului înțelege lucrul ăsta. Copilul românului înțelege altceva. Da? Și diferențele se văd de la distanță. Biblia
Biblia vorbește despre faptul că noi trebuie să ne administrăm banii, să ne economisim banii, să planificăm ceea ce facem cu banii noștri. Cum ziceam în Proverbe 6, vedem acel exemplu unde se spune că să ne uităm la furnică, care deci și nu are șef, ea știe să-și planifice munca și să-și planifice ca să aibă hrană pentru iarna care vine. Aplicațiile sunt foarte clare pentru noi. Astăzi câștigi. Planifici ceva pentru zilele în care nu vei câștiga. Astăzi ești tânăr și apt de muncă, da? Dar vin ani în care nu vei putea munci. Te-ai gândit la așa ceva? Frate, eu sunt credincios. Nu. Nu ești credincios. Nu ești credincios. Pentru că dacă un animal e lăudat pentru faptul că se gândește la iarna care vine, cu siguranță că Dumnezeu ar lăuda un om care se gândește că ar trebui ca să economisească pentru zilele în care nu va mai putea munci. Da? E tragic să vezi prostia financiară din ziua de astăzi, mai ales printre credincioși, care aveau toate lucrurile astea întotdeauna în Sfintele Scripturii. Nu există vreun motiv. Să vezi oameni care realmente s-au falimentat pe ei, au falimentat tot neamul lor, da? Și ei sunt păstori. Ce scuză au? Păi dar n-au știut cum funcționează lucrurile astea. N-au citit cartea Proverbe. Sau poate că n-au citit cartea Proverbe. Da? E tragic când vezi că oamenii suferă din prostia lor și din faptul că nu cunosc Biblia. Gândește că vin și vremuri grele. Gândește că vine și bătrânețea și ca și furnica, pune deoparte. Economisește. Nu cheltui astăzi ce nu-i nevoie ca să cheltuiești astăzi. Pe frate, atunci cum voi fi darnic? Exact, vei fi darnic, vei avea de unde. Că ai bani puși deoparte. 5. Fii darnic. Fii darnic. Nu strânge numai să strângi, nu munci numai să câștigi. Fii darnic. De-aia Dumnezeu ne-a dat resursele acestea, cât de puține sau cât de multe, ca să le folosim spre ajutorarea altora, spre glorificarea Lui, spre lucrarea Lui. Ca tare trebuie să fim oameni care sunt darnici. Un om care înțelege că banii lui nu sunt a lui și sunt a lui Dumnezeu, este capabil ca să fie darnic mult mai ușor. Pentru că nu dă de la el. Nu dă de la el. Da? El lucrează cu banii lui Dumnezeu. Dom'le, de-aia mi-a dat ca să ajut pe alții. Nu-s banii mei, sunt banii lui Dumnezeu. Și de-aia Dumnezeu ne poruncește ca să fim generoși, să fim darnici. Nu care are nevoie de banii noștri, ci să ne învețe lecția asta. De fiecare dată când noi ajutăm pe cineva, ne reamintim că nu-s banii noștri. De fiecare dată când ajutăm pe cineva și ne doare, știi că nu mai mă duc în weekendul ăsta la mall sau nu mai îmi cumpăr tenisii care am vrut pentru că am ajutat pe cineva și ne doare un pic. Firea este rănită. Ne amintim că Dumnezeu ne-a dat acele binecuvântări cu un alt scop și că nu sunt ale noastre. De aceea Dumnezeu ne poruncește aceste lucruri. De aceea Dumnezeu, de exemplu, ne poruncește în Scriptură ca să-L iubim. Nu că El are nevoie de iubirea noastră, ci că este bine pentru noi ca să-L iubim. De aceea ne poruncește să ne închinăm Lui. Nu că Dumnezeu n-ar putea fără închinarea noastră, ci că este în beneficiu nostru ca să ne închinăm Lui. Și de aceea ne poruncește ca să fim dătători voioși. Nu pentru că Dumnezeu, dacă ar vrea ca să dea niște bani la un om sărman în Zalău, n-ar putea să-i facă să cadă din cer. Dumnezeu ar putea acum la omul sărman care stă la container și caută de mâncare, să facă să cadă ploaie de pui fripți. Nu credeți asta? Eu cred asta. Dumnezeu realmente ar putea să zică, uite, la omul ăla vreau să-i dau atâta mâncare, mană din cer să-i dau și să-i dea. Dar Dumnezeu vrea ca tu să te duci să-i cumperi un pui fript ca să-ți amintești că banii nu s-ai tăi, s-a lui Dumnezeu. Și El ți le-a dat și mi-a dat ca să folosim în scopurile Lui. Fiți generoși cu banii lui Dumnezeu, care sunt în conturile voastre și fiți generoși cu toate lucrurile care Dumnezeu le-a pus sub administrarea voastră. Dumnezeu nu are nevoie de banii tăi, de casa ta, pentru că s-a Lui. Ți le ia înapoi oricând vrea El. Și Dumnezeu vrea ca tu să te bucuri de faptul că ești un bun administrator și îți îndeplinești menirea de a administra averile Lui pentru gloria Lui după scopurile Lui. Administrarea banilor în mod corect, cu cap, cu cumpătare, cu planificare, în mod cinstit,
duce la rezultate financiare până la urmă. A munci într-un anumit fel. Și asta înseamnă că poate vei câștiga mai mult. Dar problema nu este că ai mai mulți bani. Problema este de ce ai mai mulți bani. Ce vei face cu ei? Pentru ce îi vrei? Dacă vrei ca să câștigi mai mult, ca să poți ca să fii mai credincios față de Cuvântul lui Dumnezeu, să ajuți mai mult, să-L proslăvești mai mult, slavă Domnului! Dacă vrei să ai mai mult, pentru că pur și simplu ești lipit de lucrurile acestea pământești, pocăiește-te. Și fă ce a zis fratele Andrei. Vinde-ți lucrurile astea diabolice și dă-le la săraci. Da?